Bună dimineața! Aș vrea să vă aduc la cunoștință activitățile din ultima perioadă și am să încep cu Direcția Poliției Locale, care în această perioadă a executat 55 demisiuni pe patrulare pedestră și autoperaza municipiului, din care 10 cu agenții de la Poliția Roman, iar în cadrul activității de prevenire a comiterii de fapte contravenționale s-au acordat următoarele măsuri legale. Avertismente verbale 24, în special pentru tulburarea liniștii publice, staționări auto neregulamentare, comercializare de produse agroalimentare pe trotuar. Avertismente scrise 38, autoturisme staționate neregulamentar, vânzare de produse în alte locuri decât cele special amenajate, sancțiuni contravenționale aplicate, 44, în valoare totală de 6.800 de lei. La legea 61, ordine publică, s-au acordat în total 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.100 de lei, în special pentru cerșetorie, refuzul de a da date pentru stabilirea identității, tulburarea liniștii publice, proferare de injurii și cuvinte jignitoare, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, săvârșirea public de fapte și gesturi obscene. Plângeri și sesizări soluționate, un total de 105. Activități, fluidizare, trafic rutier și pedonal, la unitățile școlare Colegiul Național Roman Vodă, Colegiul Tehnic Miron Costin, Școala Mihai Eminescu, Școala Vasile Alexandrie, liceu, program sportiv, în strada Profesor Dumitru Mărtinaș, la Colegiul Tehnic Danubiana, la Școala Vasile Alexandrie Ioan Cuza din Cuza Vodă. Trafic rutier, de asemenea fluidizat, pe strada Bogdan Dragoș nu se efectuează și s-au efectuat lucrări de asfaltare. Măsuri de ordine publică la Casa de Cultură cu ocazia desfășurării cursurilor festive la unitățile școlare liceale. Măsuri de ordine publică și pază în zona parcului municipal și a ștrandului. Patrulare periodică în zona stației taxi de pe strada Alexandru cel Bun în vederea respectării a locurilor special amenajate. Fluidizare trafic în sensul giratoriu Poarta Sud, cu ocazia intervenției care are loc acolo. Patrulare periodică pe strada Smirodava, blocul 11, la părculețele de joacă, strada Anton Pan, Ștefan cel Mare, în scopul prevenirii faptelor antisociale. De la serviciu voluntar pentru situații de urgență, vă informez că în data de 25 mai, între orele 9 și 10, serviciul a intervenit pentru degajarea unui arbore prăbușit pe Bulevardul Republicii la intersecția cu Bulevardul Roman Mușat. Era în data de 28 mai, între orele 13, 20 și 14, serviciul a intervenit pentru degajarea unui arbore prăbușit pe strada Teiului. De la Serviciul Lucrării Investiții Publice, s-a continuat montarea balustradei de pe Alexandru cel Bun până la eliminarea zonei cu un grad mai ridicat de risc, iar apoi va fi prelungită cu gărduți de protecție spațiu verde. Deci cum coborâm pe Alexandru cel Bun, trotuarul din partea stângă, care este la un nivel ridicat față de spațiu verde și povârnișul aflat imediat în stânga lui. De asemenea, la atelierul primăriei se lucrează la foișorul pentru salvamar din ștrand, pe care îl vom amenaja noi. Reparații la instalații electrice la birourile de la Clubul Țevilor. Am început curățenia acolo și o să vedem când vedem activitatea Serviciului Public de Gospodărie Municipală. De asemenea, cosit iarbă pe Sucedava, și de acolo se urcă spre Spitalul Vechi. Serviciul public din gospodărie municipală, așa cum vă spuneam. Formația de construcții continuă
reparații la spațiile interioare de la etaj ale fostului Club Petrotur, pe care le facem cu forții proprii. Executat excavație în vederea turnării fundației ce va susține totemul de la intrarea în stradul municipal, lucrare pe care o facem tot noi. Executat reparații și igienizare la gangul de la piață. Montat toate elementele unui loc de joacă în strada Smirodava, lângă farmacia Stejaru. Continuat montajul la căsuțe de lemn în tâmplărie. Executat cofrag de lemn pentru fundația totemului de la Strand. Și de asemenea înlocuite elemente deteriorate la încă 3 locuri de joacă. Executate și deja și înlocuite. Formația reparații și întreținere drumului a executat următoarele lucrări. Continuat asfaltarea trotuarelor și aleilor către scara blocurilor în strada Mihai Eminescu. Asfaltat alei și trotuar în strada Fundătura Păcii, blocul 1. Aplicat reparații cu mixtură asfaltică în strada Păcii. Asfaltat alei în strada Smirodava, blocul 37 și Ecaterina Teodoroi, blocul 2, scara C. Deci, așa cum vă spuneam, la ora actuală s-a finalizat trotuarul de pe Mihai Eminescu. Pregătim pentru lucru, tot pentru echipa de drumuri, o parcare de 15 locuri pe strada Mihai Eminescu în zona blocului NATO. Finalizat aleile și trotuarele în fundătura Păcii, blocul 1, deci terminat. Și finalizat lucrările la aleile de Smirodava, blocul 37 și Ecaterina Teodoroi, blocul 2. În atelier, pe lângă foișorul pentru salvamar, se execută și suporții pentru umbrele pentru strand. Deci o activitate destul de densă pentru cele două servicii implicate în activitățile din municipiu. Direcția administrația piețelor ne informează că în săptămâna aceasta speră să fie rezolvată problema cu raportul electric pentru parcare etajată din piață și apoi să se poată continua lucrarea mai departe. Este o activitate care a ținut în loc și trebuie imediat finalizată, astfel încât cu EON-ul, astfel încât să putem continua pe mai departe activitatea pe care vrem noi acolo. Cu direcția administrativă am stabilit de dimineață, deja ca împreună miercuri la ora 9:30, împreună cu directorul economic, sistem managerul, secretarul primăriei, șeful biroului evenimente speciale și directorul direcției administrative, să avem o ședință cu directorii de școli în vederea abordării activității de curățenie, igienizare din perioada verii. Ca și anul trecut, vom încerca să asigurăm doar un minim din materiale, iar în rest să mai facem niște lucrări importante. Pentru că sunt școli deja cu un grad destul de înaintat de uzură la acoperișuri și dorim, așa cum am făcut și anul trecut și anul acesta, să continuăm cu înlocuirea unor acoperișuri, a unor instalații, a unor lucrări care îți dea învergură în unitățile școlare și pe care sigur ei nu și le pot. Dacă mai pot vopsi, dacă mai pot vărui, lucrări de acest gen nu au ei nici forța, nici personalul pentru a putea să le facă și sigur că trebuie să fim alături de ei și să-i ajutăm. De la direcția de administrare a parcărilor, traficului rutier, serviciului comercial, vă informez că s-a remontat oglinda parabolică de la intersecția Miron Pustin cu Petru Rareș, s-au reparat indicatoarii stației autobuz avariate de accident pe strada Cuza Vodă și a indicatorului trecere pietoni pe strada Mihai Viteazu, a fost înlocuit și stâlpul de pe Bulevardul Roman Mușat, intersecție cu Libertății, care tot în urma unui accident a fost avariat. S-au montat indicatoare parcare cu plată în zona Telecom. S-au remontat indicatoare oprire pe strada Produarbore. S-au refoliat indicatoarele oprire la intersecția strada Dobrogeanu Gherea cu Dubrava Roșie și la intersecția Walter Mărăcineanu cu Tineretului. S-au toaletat arbori pe strada Ion Nanu și strada Mihai Eminescu, acolo unde aceștia obturau vizibilitatea indicatoarelor rutiere. S-a trasat axul longitudinal pe strada Ștefan cel Mare, tronsonul Uituz, Bulevardul Republicii, strada Dobrogeanu Gherea, Uituz, Dubrava Roșie, Smârdan, 1 Mai, fundătura Dr. Felix,
S-au trasat treceri de pietoni în strada Unirii, în strada Elena Doamna și retrasarea numelor în parcări de reședință Răzlețe. De asemenea, s-a refoliat și revopsit indicatoare pe strada Cezar Petrescu și Gheorghe Doja, s-au toaletat arbori pe tineretului Anton Pan cu zavodă Ștefan cel Mare, centru vechi, Cezar Petrescu și Bulevardul Republicii, acolo unde, din cauza creșterii vegetației, acestea obturau indicatoarele rutiere, s-a trasat axul longitudinal pe strada Suceava 1, tronson, sens giratoriu, hală centrală, trasarea unui număr de 45 de parcări publice cu plată, cu vopsea galbenă, în zona poștă, telefoane, trasarea marcajelor stații bus în municipiu, trasarea trecerilor de pietoni, de asemenea Dobrogeanu Gherea, 7, Mihail Cogălinceanu 2, Elena 2, Doamna 2, Sucedava 1, Miron Costin 1. Trasarea parcărilor publice pe strada Cuza Vodă și limitatoare de viteză pe Cuza Vodă și Ștefan cel Mare. S-au primit documentații, s-au întocmit procese verbale de licitații și contracte de închiriere pe parcări de reședință Răzleții. Se actualizează baza de date cu parcări de reședință. S-au primit documentații în vederea vizării a 20 de autorizații pentru desfășurarea activității de comerț și a 8 autorizații de alimentație publică. Cam acestea ar fi lucrurile desfășurate în această perioadă de către această direcție. De asemenea, ea monitorizează prezent și trecerile de pietoni de pe Bulevardul Republicii. După ce l-am terminat de asfaltat, am trecut prima dată trecerile de pietoni și apoi axul. Vom delimita benzile rutiere și parcări laterale. Eu am făcut deja o propunere în această dimineață în operativă, să venim cu două benzi între sensul Florilor și Piața Republicii, iar din Piața Republicii până în zona Abator, să mergem cu două benzi pe partea stângă, cum coborâm, adică partea de urcare de la Abator spre intersecția cu strada Primăverii, să venim cu două benzi, iar la coborâri să venim cu o bandă plus parcări în șir indian adiacenti, la bordură. Au rămas studiezii propunerea pe care le-am făcut-o pentru a da o funcționalitate în plus și a o folosi la maxim această stradă, acest bulevard care are în unele segmente lățimi considerabile, generoase. De asemenea, se vor monta în timpul cel mai scurt de nivelările din plastic și cauciuc pe Bulevardul Republicii, acolo unde ele erau locate. De la Direcția de Asistență Socială vă informez că peste două săptămâni vor începe eliberarea etichetelor sociale. Perioada 22 iunie, 15 iulie încercăm să eliberăm acest al doilea rând de etichete sociale pe care le-am acordat persoanelor cu probleme materiale precare. De la Direcția de Urbanism vă informez că vineri a avut loc punerea în posesie în Hățaș. S-a terminat și această parcelă. Hățașul rezolvat. În aerodrom lucrăm. Vreau ca până la sfârșitul anului să punem în posesie și aerodromul. Deocamdată acolo am înregistrat amplasarea unei stâne ilegal. Azi vom acționa pentru ca cei care vin din alte părți și cred că în Roman e loc de adăpost fără a cere socoteală sau a respecta legea, pot să fac acest lucru, e bine să înșeală și vom lua măsurile care se impun inclusiv de astăzi. Iar lucrarea se va desfășura pentru ca așa până la sfârșitul anului, o provocare, sigur, mi-aș dori foarte mult și aș putea spune că am rezolvat foarte multe din aceste probleme dacă aș da și aerodromul până la sfârșitul anului. Eu sper că acest lucru să putem face. De asemenea, miercuri, după ședința cu directorii, am propus ca împreună cu tehnicul să fac o vizită de lucru pentru a trage concluziile finale și a punta anumite elemente spre a fi rezolvate în ștrandul municipal în vederea deschiderii acestuia. A rămas ca dată posibilă cu grad mare de a fi respectată 21, odată și cu intrarea în vacanța copiilor. Iar miercuri, sigur, vom încerca să verificăm lucrurile făcute, ce ar mai trebui
și să încercăm să punctăm până la 21, iar odată cu deschiderea să ne rodăm și să vedem cum funcționează regulamentul, cum putem acționa astfel încât toate lucrurile se desfășoare în cele mai bune condiții. Odată cu deschiderea ștrandului, tocmai pentru că am vrut să vedem comparativ cu noi cum stau și alții, fără a da nume, vă pot spune că în alte orașe prețul de parcare în incinta complexelor de tip ștrand este triplu față de la Roma. Dacă la noi este 0,50 lei pe oră, în alte locații e 1 leu și 50 pe oră. Iar dacă la noi intrarea în complex este gratuită, acolo intrarea este de 1 leu. Bine, pare modic, dar la noi intrarea în complex este gratuită. Parcarea e 0,50, iar intrarea în ștrand, știți prețurile care sunt, care sunt comparabile cu cele din alte părți, ba chiar mai mici. Deci, până la urmă, finanțarea și întreținerea unui astfel de obiectiv generos, practic, acolo am putea spune că s-a construit un nou mini-oraș. Și insistența noastră va fi pe disciplină, ordine, curățenie, respectarea reglementărilor și a legii. Cei care vor răspunde de menținerea acestora au sarcina să fie foarte drastici. Dacă greșești, noi te putem ajuta să nu se mai repete, să existe o anumită indulgență și o anumită deschidere față de cei care doresc să nu greșească și doresc să se manifeste în mod civilizat. Dar în același timp va exista o intransigență față de cei care sunt răuvoitori și către cei care, în ghilimele, așa spună, să cred șmecheri și că pot face ce vor. Ei bine, nu va fi așa. Iar insistența noastră către ordine, disciplină, liniște, astfel încât oamenii se simtă bine și în siguranță, va fi una prioritară. De la activitatea Direcției Locale de Evidență a Populației, vă pot spune că în perioada care a trecut s-au produs 596 de cărți de identitate, s-au eliberat 570, 14 vize de stabilire ale ședinței s-au aplicat, din care 10 la Roman, mențiuni de deces 85, din care la Roman 44, persoane verificate în evidență 108, cereri de pașaport 53. Din acestea, niciuna la Roma. Persoane care au solicitat stabilirea domiciliului în străinătate, 4, toate din Roma. Total, acte întocmite, 106. Din acestea, de naștere, 51. De căsătorie, 26. Iar de deces, 29. Total acte încheiate în străinătate care au fost transmise în România, 5. Toate de naștere. Total certificate eliberate, 204. Din acestea, de naștere, 150. De căsătorie, 29. Și de deces, 35. Aceasta e situația statistică a Direcției de Evidență Informatizată a Persoanei și Stare Civilă. La discuțiile pe care le-am avut cu societățile, am insistat foarte mult ca Locato să intervină pe zonele pe care le-am dat cu desfundarea gaigerilor și cu montarea de capace de beton acolo unde acestea nu mai există din metal. Și una din aceste străzi este Martir Cloșca. De asemenea, cu Apa Servu am discutat și am
insistat asupra rezolvării problemelor în stil cât mai profesionist. Și mă refer aici, în primul rând, la Poarta Sud. Am înțeles că a fost îndepărtată avaria, dar pe mine mă interesează să vedem cum a fost ea rezolvată și care e rezistența în timp, pentru că nu oricând aș vrea să intervin și să deschid acolo. Deci am rugat să se meargă din nou astăzi la fața locului, să analizeze și să vadă posibilitatea, dacă e nevoie chiar și să înlocuiască acea bucată de țeavă, chiar dacă este un disconfort major pentru traficul mare rutier din zonă. În săptămâna care a trecut, au fost eliminate mai multe avarii la branșament. În Smirodava, numărul 19, în Dr. Gelertă, numărul 13, în Mihai Viteazul, numărul 25. Avariile la rețea de distribuție. În Bogdan Dragoș, la numărul 86, 259 și 326. În Victor Hugo, la școala Roman Mușat, în fundătura Crizanteilor, intersecții cu Libertății, în Sucedava, intersecții cu Roman Mușat, în sensul geratului, acolo unde vă spuneam. Înlocuit robinet de concesie, în Vasile Lupu, numărul 10, în Walter Mărăcineanu, numărul 9 și în Sucedava, 195. Lucrările la canal. S-a executat curățare manuală în cămine, în Anton Pan, la blocurile 19, 21, 25, 26, 27 și 30. În Ion Creangă, la blocul 12. În Aleea Dumbrava Roșie, numărul 5, și Dumbrava Roșie între Scoarul Republicii și Tineretului. În Ecaterina Teodoroiu, blocurile 4, 4A, 6 și 6A. De asemenea, în Smirodava, canalul colector, tronson între Cea Roseti și Ecaterina Teodoroiu, și în Smirodava blocurile 18, 18B, 21, 23, 23A, 25, 31 și 33. În Trandafirilor, blocul 2, în Ecaterina Teodoroiu, blocul 6, în Bradului, blocul 3 și în Gloriei, blocurile 2A, 10, 12 și 14. Vidanjare în cămine, în Mihai Eminescu, numărul 27, în Alea Dubrava Roșii, numărul 5 și Dubrava Roșii, între Scoar, Republicii și Tineretului, în cămine stradale, în Ecaterina Teodoroiu, blocul 6 și la numărul 8, în Smirodava, blocurile 21, 23A, 25, 27 și 29, Tudor Vladimirescu, numărul 11, 13, 13A, Anton Pan, blocurile 19, 21, 23. Cu autocurățitoarea s-a intervenit în Vasile Lupu, blocurile 1 și 2, în Ecaterina Teodoroiu, blocul 4, Scaradei și Smirodava, numărul 19, precum și 27 și 29, dar și în blocurile 21, 23, 23A și 25 în Smirodava, precum și tronsonul comun dintre blocurile 27, 29. În strada Gloriei, blocurile 10, 12, 14, în Spirul Haret, numărul 37. S-au executat reparații și aducere în cotă la pereții de cămin din Tudor Vladimirescu, blocul 11, Scaradei, în Dobrogeanu Ghelea, numărul 65. Lucrări pentru înlocuire planșeu deteriorat în Cearosete, blocul 20, Scarade, demolat beton și curățare radieră în cămin în Bulevardul Nicolae Băcescu, numărul 37. În această săptămână vom avea intervenții pe canal. În strada Smirodava, între Cearosete și Ecaterina Teodoroiu, și un capac care este sfărâmat în strada Nicolae Băcescu. Iar la apă, pe Bogdan Dragoș, numărul 254, avarie branșament, Nicolae Bălcescu, numărul 68, avarie branșament, Gloriei, blocul 6, avarie branșament, la Bulevardul Republicii, în curte la Vasile Sat. Acestea ar fi intervențiile care s-au făcut și pe care în discuția operativă de dimineață am stabilit să se facă în această săptămână în funcție de necesități și de urgențe.
voi trece la partea de lucrări structurate. Capitolul 1 pe lucrări curente, voi rezuma. Pe reparații stradale, pe Bogdan Dragoș, așa cum spuneam, se continuă turnarea covorului. Am început de la pod de la Gădinț și venim până sus la BCR. Am stabilit în operativă să se vadă toate punctele nevralgice de către apa SERV, acolo unde știu, acolo unde bănuiesc, să intervină. Se pare că sunt două zone, astfel încât, pe cât posibil, după ce turnăm covorul, să nu intervenim. Sigur, nu poți să știi tot ce e sub pământ, dar să ne luăm totuși măsuri preventive. Trotuarul de Mihai Eminescu, care s-a terminat, Vasile Lupu, accesul spre Strand, intersecția mare, fundătura Păcii, aleile, Ecaterina Teodoroiu, aleile la blocul 2, Smelodava, alei, terminat parte trotuar de la hotel și urmează zona de asfalt, zona cepului, de sistematizarea de acolo din zonă. Reparații locuri de joacă, Smilodava, zona abator, înlocuit piesele, branșament la iluminatul public, extinderea de pe ciocârliei, pe care am făcut-o și am finalizat-o săptămâna trecută. Am și branșat-o deja la iluminatul public. Alimentare cu energie electrică la căsuțele montate în Strand. 20 de intervenții la iluminatul public la solicitări și reclamații primite prin dispecerat. Revizuit și alimentat cu apă fântânițele arteziene. Toaletat spații verzi și cosit la grădinița din Cuza Vodă, în Dumitru Mărtinaș, spațiul de joacă de lângă Cinema Unirea, Smirodava, Bulevardul Nicolae Bălcescu. Prășit alveolele de la pompieri, de la Colegiul Tehnic Petruponi, de la Sensul Florilor, de la Banc Post, Pietonal și Hotelul Roman. De asemenea, cu cei de la 416, cu asistație social, am plivit și prășit plantația de salcie energetică, plantată de noi primăria, în zona gropii de gunoi, pe suprafață de 3 hectare. La investiții. Suntem pe faza finală, strandul plus zona de picnic, chiar dacă va mai rămâne un segment în partea de sud-vest, așa cum am spus, partea din față vreau să fie toată finalizată, miercuri, vizite de lucru, ședință de analiză și trasare pentru imediata perioada următoare a lucrurilor. Intrăm pe ultima sută de metri. Pietonalul Ștefan cel Mare, pe strada Tineretului, în general parcări și la trotuare. Din săptămâna trecută am avut o vizită de lucru acolo, am stat de vorbă și cu tehnicienii primării și constructorul, i-am spus lucrurile care nu-mi plac și probabil săptămâna aceasta spre sfârșit voi merge din nou în vizită de lucru acolo. Trotuare pe Bulevardul Republicii, trotuare pe Ștefan cel Mare, lucrări de asemenea de investiții care se desfășoară din sprigară spre barieră, da? Bibliotecă, o lucrare de asemenea de investiții pe pildul suplimentar în aleea Alexandru cel Bun, blocul 10, Colegiul Național Roman Vodă, Corpul B. Deci, lucrări avem, să ne ținem de ele și să le facă de calitate. Asta e obiectivul numărul 1. De asemenea, avem o problemă în zona cartierului Petru Rareș. Voi încerca săptămâna aceasta să stau de vorbă cu 4 proprietari din zonă. Din păcate, cu ani mulți în urmă, atunci când s-au vândut terenurile, nu s-au ținut cont, așa cum s-a întâmplat și în zona cartierului Nicolae Bălcescu, de altfel, nu s-au ținut cont că au fost niște lucrări de îmbunătățiri funciare și erau niște canale de desecări. Acestea, când s-au vândut, s-au dat cu totul. Și sigur că ele fiind proprietățile oamenilor, e foarte greu de intervenit. Voi sta de vorbă cu proprietari de acolo din zonă, sunt patru care fac obiectul amenajării unui canal, pentru că altfel strada Petru Rare și Avram Iancu, pentru care noi gândim în perioada următoare, după terminarea programului de canalizare și apă, să intre într-un program de asfaltare, nu se va putea face. Pentru că toată apa va fi pe străzi. Apa pluvială, în fel. Și atunci, pentru că apa acolo e foarte sus, e la mai puțin de un metru. Și acolo trebuie un canal, deci cine le-au făcut și în zona cartierului Nicolae Bălcescu și în zona cartierului Petru Rareș, nu au fost niște proști. Au fost niște specialiști care au amenajat astfel de canale de desecare, de scurgere a apelor pluviale, iar în momentul în care terenul s-a făcut otova, s-a arat și s-a nivelat, e clar că nu mai există această posibilitate.
Iar modernizarea în zonă este strâns legată de astfel de lucruri. Vom vedea în discuțiile pe care vom ajunge, poate reușim să cumpărăm noi primăria, măcar o parcelă nouă, ne-ar trebui pe o lungime de 2-3 metri, de la unul sau doi proprietari megieși, să putem achiziționa ca să putem face acest canal de desecare. Altfel, pentru că în momentul de față, fiind șanțuri, fiind drumuri de pământ balastate, apa din teperii se scurge. La momentul când ai turnat asfaltul, apa unde se mai duce? Apa trebuie să-i cauți scurgere. Ori dacă nu sunt aceste de canale, nu are unde să se ducă. Și, pentru că apoi e foarte greu să amenajez în această zonă, vorbesc. În celelalte zone am găsit soluții tehnice. Datorită gravitației, când nenea Newton nu a avut ce face. Și-o dat legea asta a gravitației, pe care nici măcar în Parlament nu a aprobat-o, dar din ce vedem, funcționează pe tot întinsul globului pământesc. Nu poți să învingi gravitația decât cu pompii care sunt costisitoare din punct de vedere energetic. Și chiar pentru unele zone nu există nici această posibilitate. Dar avem această posibilitate tehnică pe care am găsit-o, un canal de fugă, am reușit să ducem acolo toate apele. Și ar fi extraordinar de bine. Din păcate am înțeles că nu există o voință foarte mare pentru rezolvarea acestei probleme. Eu totuși aș încerca să mă întâlnesc și eu și să-i lămuresc și să le spun despre ce-i vorba și să înțeleagă, pentru că acest lucru duce la dezvoltarea zonei și la rezolvarea unei probleme pe care o au de ani de zile. Sper să pot debloca această chestiune. După cum ați văzut la biblioteca George Radu Melidon, fațada e pregătită pentru aplicarea vopselilor silicatice. S-au montat geamurile la corpul C2 la 5, s-au montat tavanele de reciclare la corpul C3, continuă decaparea stratului de vopsea de pictură din sala de artă și a început o față la și turnii și făcută, poate ați văzut-o și dumneavoastră. Reacțiile sunt pozitive de cum arată, dar eu aș dori ca să meargă treaba cât mai repede, cât mai bine și să apropiem și terminarea acestui obiectiv în acest an, așa cum ne-am propus. Legat de activitățile care s-au desfășurat în perioada precedentă, dincolo de activitățile cotidiene, obișnuite, săptămânale, lunea cooperativa cu cooperativa mare, cu șefii de direcție și servicii din primării și operativa mică cu societățile APASER Locato, am avut vizite în teren la diverse lucrări, vorbesc lunea nu trecută, când a fost liberă și acum două săptămâni, ședință tehnică, apoi privind lucrările, analiza la constatările din teren. Marți, discuții cu personalul de primărie privind ședința de Consiliul Local de joi și probleme curente. Miercuri, deplasare la Consiliul Județean Neamț cu privirea obținerii unor finanțări care am și reușit. S-au aprobat ședința de Consiliul Județean. Joi, ziua rezervistului militar la Cercul Militar din Roman, am fost prezent. Apoi, activitatea de audiențe, ședința ordinară a Consiliului Local și am participat la invitația elevilor și profesorilor la cursul festiv la Colegiul Național Roman Vodă. Vineri, întâlniri și discuții cu Consiliul Concurenței, care a avut o deplasare la Roman și a dorit să facă o vizită la TRV Roman. Și au rămas plăcut impresionați de ceea ce au găsit și au văzut acolo. Ca o notă de informare, TRV-ul a fuzionat cu ZTF-ul, una din cele mai mari firme din lume de piese auto. TRV-ul era lider mondial în automotive, iar cu ZTF-ul pe piese în general auto, au devenit locul 2 în lume după Bosch, deci ceea ce înseamnă toată gama auto. O forță extraordinar de mare și ne bucură că unul din punctele de lucru acestei companii este la Roma. Duminica a venit cu sărbătoarea Rusalilor, iar luni cu ziua Copilului și ziua Sfintei Trăimi, când a fost și zi liberă. Marți dimineață, cooperativa mare, cooperativa mică cu societățile,
discuții cu unii directori de școli care au solicitat întrevedere la primar. Ședința apoi cu Serviciul Local de Investiții Publice și Serviciul Public Gospodării Municipală cu privire la lucrările care se desfășoară în municipiu. Miercuri vizitând teren la lucrări. Apoi m-am deplasat la DSP Neamț pentru a semna un protocol pentru parteneriat în domeniul asistenței medicale comunitare în cadrul proiectului întărirea rețelei naționale de mediatori rom pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației de etnie romă, un proiect în care și noi suntem beneficiari. Apoi alte discuții pe care le-am purtat cu conducerea spitalului, vizând acreditarea, să apropie momentul și am dorit să știu lucrurile cum stau și cum merg. O vizită pe care am avut-o la Roman, a președintelui Consiliului Județean, domnul Constantin Iacoban, cu care am mai discutat aspecte legate de activitatea municipiului. Joi întâlnire cu reprezentanții sindicatului Umaru, care mi-au cerut o întrevedere, mi-au explicat situația de acolo și le-am spus că în ceea ce privește administrația publică locală va încerca să sprijine, e vorba de 200 de oameni, adică aproape 200 de familii care trăiesc de salarii oferite de Umaro și care, culmea, au și contracte bune care se desfășoară cu țări mari, importante din lumea asta și intrarea societății în faliment, sigur că nu ar fi un lucru foarte bun, drept pentru care politica noastră și solicitarea primăriei în calitate de creditor ar fi aceea de a păstra starea de reorganizare, da? De ca Umaru să meargă, să-și achite datoriile, mai ales că și noi primăria avem de recuperat o 7 miliarde și ceva de lei vechi și atunci nu ne-ar interesa să intre în faliment fabrica, să vădă de bucăți, să fie căcuită sau să ajungă într-o situație similară cu platformele chimice. Și vom milita pentru acest lucru ca punct de vedere a creditorului pe care îl aveam la masa credală și în instanță. Apoi am participat la gala voluntariatului la școala Vasile Alexandrii. M-am bucurat foarte mult să văd proiecte frumoase. 10 proiecte anunțate acolo, de diferite domenii, de diferite întinderi, dimensiuni. Dar e important că voluntariatul, mi-aduc aminte în primul an când am intrat primar și propuneam activități de voluntariat, spunea, uite, a venit ăsta cu idei comuniste, cum cu patriotic. Nu existând o cultură la noi și o deschidere, așa cum există în țările cu democrații consolidate, cum ar fi Statele Unite, Canada, dacă vreți mai aproape, Australia, dacă vreți mai aproape de noi, în special nordul Europei, este de remarcat prin activități de voluntariat. Aș vrea să vă spun că în unele țări o persoană nici nu se poate angaja dacă nu dovedește prin acte că a făcut un an sau doi de voluntariat. Nu îl angajează nimeni dacă nu dovedește că a fost implicat în activități de voluntariat. La noi, din păcate, nu prea a existat o deschidere în acest sens. Dar iată că după câțiva ani de zile în care, chiar dacă alții au comentat și au înjurat, această idee și acest demers începe să facă pui. Și am văzut activități de voluntariat foarte frumoase. Unele din tineri mari la școala Vasile Alexandrii și eu știu că astfel de activități se desfășoară și în alte școli din municipiul Roman, activități de voluntariat pe care primăria municipiului Roman inclusiv le-a propus la spitalul municipal și care sigur că dau o anumită structură unei comunități. Consolidează și creează o unitate în cadrul unei comunități. De altfel, comunitățile medii, în special din Statele Unite, sunt recunoscute pentru structura lor ca și familie comunitară, lucru pe care și eu am dorit să-l dezvolt aici la Roman. Și eu zic că în foarte mare parte mi-a și reușit. Pentru că într-o familie sunt și lucruri bune și mai puțin bune. Sunt și lucruri care duc la coeziune, sunt și lucruri care duc la dezbinare. Dar cel mai rău e când ai o comunitate împărțită, dezbinată, în care ura stăpânește. Și chiar dacă uneori mai sunt embrioane de acestea, pentru că
și la un om sănătos câteodată mai dă câte o gripă și câte un guturai. Și atunci, pe firesc și într-o comunitate, mai apar lucruri diferite de gândirea generală. Și firesc să fie așa, pentru că trăim într-o lume liberă. Nu-i firesc să fie acolo unde există înjurături și atitudinile astea nefirești. Dar un punct de vedere spus corect, civilizat, care e diferit de o majoritate, să știți că eu ascult cu foarte mare atenție și respect. Pentru că chiar dacă trăim într-o lume în care legea este dată de majoritate, pentru că pe principiul ăsta funcționează democrațiile consolidate, majoritatea hotărăște. Și am putut vedea de foarte multe ori în istoria trecută anumite decizii proaste luate într-o majoritate mare. Dar fiind majoritate, a decis. Ei, vreau să vă spun că eu sunt foarte atent și foarte sensibil la punctele diferite de un punct asumat majoritar. Și de multe ori am găsit idei bune pe care am căutat să le susțin. Dar, așa cum spuneam, aceste puncte de vedere trebuie argumentate, trebuie susținute, civilizat, demn, iar cei care au un comportament, unii aș spune suburban. Suburban e un termen mai mult legat de partea administrativ-teritorială, nu de comportamentul uman. Duce mai mult la nivelul educației. Iar acesta, acolo știți cum spunea poetul Marin Preda, acolo unde dragoste nu e, nimic nu e, așa aș spune eu parafrazând, că acolo educație nu e, n-ai ce să ceri. Și atunci dacă n-ai ce să ceri, n-ai ce să te bagi, n-ai ce să răspunzi, pentru că ai intrat într-o bălăcăreală și te-ai murdărit din oroiul altora. După întâlnirea pe care am avut-o așadar, cum vă spuneam, și aici la primărie cu șefii direcțiilor joi, vineri am avut o ședință tehnică cu privire la organizarea de la sfârșitul acestei săptămâni și pregătirea săptămânii în curs și v-am anunțat deja parte din activitățile care se desfășoară și ceea ce ne-am propus pentru această săptămână. Un alt lucru și cu aceasta aș vrea să închei, pe care și m-am mâncat dreapta. Pe care vă-l propun spre știință și mediatizare, pentru că am auzit multe discuții, că la primărie s-au făcut foarte multe angajări, pentru că la primărie lucrează peste 1000 de oameni și așa mai departe. Sunt foarte multe basme. Aș vrea să vă vorbesc puțin, în câteva cuvinte, despre structura organizatorică. Să știți exact despre ce e vorba. Sigur că dacă vorbim de tot ceea ce monitorizează, coordonează, conduce sau are în area de jurisdicție primăria municipiului Roman, atunci putem vorbi de mii de oameni. Dar ar trebui aici să gândim spitalul municipal, care el însuși are în jur de aproape 800 de angajați. Ar trebui să vorbim de unitățile școlare, care ele însă le au peste 1000 de angajați. Da? Deci, deodată din astea două domenii de activitate, învățământ și spital, vorbim de 2000 de angajați. Asta nu înseamnă că sunt angajații primăriei. Chiar dacă se află sub tutela primăriei municipiului Roman. Activitatea efectivă a primăriei municipiului Roman este structurată pe aparatul de lucru al primarului și servicii publice subordonate. Ca structură, aparatul de lucru al primarului conține 6 direcții, 11 servicii, din care 5 neincluse în structura unei direcții, 3 birouri, din care 2 neincluse în structura unei direcții și 40 de compartimente, din care un compartiment neinclus în structura unei direcții. În serviciile publice subordonate sunt 5 direcții, 7 servicii, din care 2 neincluse în structura direcțiilor, 5 birouri, toate incluse în structura direcțiilor, 6 formații de lucru, toate incluse în structura serviciului public de gospodărie municipală, 15 compartimente, din care 4 neincluse în structura unei direcții. Numărul de posturi conform organigramei. Aș vrea să vă spun un lucru. Fiecare municipiu își face o organigramă în baza unor reglementări. Iar această organigramă este aprobată prin, sau mai bine zis, este hotărâtă prin hotărâri de Consiliul Local
vizată pentru legalitate de prefectură și aprobată de către ANFP, de Agenția Națională a Funcționarului Public. Adică, pentru un OAT cu o anumită întindere teritorială și o anumită populație, nu poți să-ți fixezi tu ce număr de angajați poți să ai o primărie. Ci el este limitat prin lege. Structura organizatorică totală a primăriei municipiului Roman, cu aparat de lucru, a primarului, a consiliului local, serviciile publice subordonate, conține 631 de posturi în organigramă. Din acestea sunt ocupate 445. Restul sunt vacante. Ceea ce înseamnă un grad de ocupare de 70%. Față din momentul când am devenit primar, procentul este mai, gradul de ocupare este mai mic cu 2%. Conducerea primării are 4 posturi ocupate. Primar, viceprimar, secretar, administrator public. Aparatul de lucru al primarului are 184 de posturi. Din acestea, doar 122 sunt ocupate. Serviciile subordonate, unde intră și muncitori care lucrează, drumari, platforme, spații verzi, tehnicieni, lăcătuși, dulgheri, electricieni, toți, la servicii subordonate sunt 441 de posturi. Poliții locale. Din acestea sunt ocupate doar 317. Deci, nu că am depășit numărul de posturi acordat. Nici nu l-am atins vreodată și nici nu avem cum să-l atingem. Pentru că noi suntem vegheați de două lucruri. De numărul de posturi stabilit prin organigramă, hotărât de Consiliul Local, certificare de legalitate a prefectului și acceptul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ca număr de personal și vi l-am anunțat, pe de o parte, ceea ce nu prea e corect să fie din două părți, dar în sfârșit. Iar a doua parte, prin plafonul de salarii. Adică, eu chiar dacă am voie 631 de posturi să le ocup, există un plafon de salarii care s-a modulat de la an la an și prin care Ministerul de Finanțe ți-l dă la fiecare început de an. Deci, noi putem juca câteva posturi, 3, 4, 7, pleacă la pensie, vin, ies, dar nici de cum nu poți să angajezi un număr major de personal pentru că ai depășit plafonul de salarii și nu ți-l recunoaște ca cheltuială eligibilă, ți-o impun. Deci sunt două lucruri foarte clare care le reglementează din punct de vedere legal. Nu face cine ce vrea. Sunt primar, dar angajez ce vreau. Fals. Nu este adevărat. Ești legat de cele două îngrădiri. Numărul de personal, da, prin ANFP și plafonul salarial prin Direcția Generală a Finanțelor Publice. În afara posturilor cuprinse în organigramă, sunt 138 de asistenți personali pentru persoanele cu handicap, conform legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Deci, ești obligat să asiguri asistenții personali pentru persoanele cu handicap. Deci, numărul total de angajați aflați în plată care țin într-un fel sau altul de primăria municipiului Roman, adică angajați direct sau indirect, cum sunt cei aproape 140 de asistenți personal, sunt de 560 de angajați. Despre asta este vorba. Aici intrând, așa cum vă spuneam, muncitorii, intrând infirmieri, intrând personalul sanitar de la școli, intrând spațiile verzi, oamenii care lucrează în teren și la seră, intrând electricieni, intrând șoferi, intrând tâmplari, intrând drumari, intrând lăcătușii mecanici. Deci, toți sunt cadrează în acest număr. Deci, nici vorbă
că ar fi peste 1000 de angajați în, în cadrul primăriei, așa cum vor unii să lase să înțeleagă. Și am vrut să lămuresc aceste lucruri pentru o fișă care prezintă structura organizatorică, ca să nu avem altfel de discuții, și să vă explic pe că, că pe lângă toate acestea, există un cadru legal foarte clar care stipulează atât numărul de personal pentru o anumită entitate, cât și plafonul salarial pe care nu-l poți depăși de către structuri ale statului care monitorizează, verifică și controlează periodic astfel de lucruri. Nu poți să faci lucruri cum ai vrea. Lucrurile sunt foarte clare și legislația este foarte precisă. Nu numai pe acest domeniu, dar pe acesta pe care am dorit să discut. Cam acestea ar fi activitățile care s-au întâmplat în ultima perioadă. Ieri, duminică, bunul Dumnezeu, m-am predicit și am reușit să ajung și la mormântul părintelui Arsenie Boca. Am ajuns azi noapte târziu înapoi. Și m-am bucurat să pot ajunge acolo. M-am rugat și pentru mine, și pentru familie, dar și pentru oraș. Să știți, pentru că avem nevoie de liniște, avem nevoie de pace, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de dezvoltare. Mai ales că unele lucruri se precipită, după cum se poate vedea. Nu trăim deloc într-o lume liniștită. Iar pericolul de un conflict, pericolul de o distorsionare a vieții normale a unei societăți este destul de aproape și atunci trebuie să facem tot ce putem ca oameni implicați în actul managerial, instituțional, dar în același timp să avem și o credință puternică care ne poate ajuta și ne poate sprijini în momentele grele. Iar în momentele bune să mulțumim Dumnezeu pentru ceea ce am putut realiza. Cam atât am dorit să vă spun. Dacă aveți întrebări, stau la dispoziție exact 10 minute pe când mă trebuie să merg la o premieră la Școala Vasile Alexandrii, cu terminarea unei etape a proiectului Să mănânci sănătos, în care primăria este partener. Vreau să vă întreb de problema de pe petrolare și acolo spuneți că sunt 4 proprietari pe un teren pe care ți-am nevoie să lucrați. Sunt, nu tot terenul ne trebuie. Sunt 4 proprietari cu care putem purta discuții măcar cu unul din ei să ne înțelegem. E vorba de curțile lor sau de teren? E vorba de terenurile lor agricole. Agricole. Ce că sunt. N-ar trebui să fie, pentru că, în primul rând, e pentru ei. N-ar mai bălti în zonă. Acolo, dintotdeauna, au fost probleme cu apele. Ori noi am găsit o soluție acum și prin drenul care l-am făcut pe bulevardul Nebălcescu și prin canalul pe care l-am desfundat acolo în zonă, am putea să rezolvăm o treabă foarte frumoasă și foarte elegantă în zonă. Totuși, să lăsim o înțelegere. Și a doua întrebare, spuneți că ați desemnat la desipenență acel protocol. Până la începutul acestui an ați avut și un expert local pe probleme de domn, tocmai pentru că nu există o strategie națională pe aceste chestiuni de integrare personală de linie romă. Nu mai gândiți să mai angajați un expert local? Deci va veni, vor veni doi mediatori. Încă doi mediatori rom. În cadrul acestui proiect va fi amenajat un spațiu. Adică inclusiv cu igienizare, cu partea de construcția lui, cu dotare, cu laptopuri, cu angajarea acestora care vor fi salarizați din proiect, iar pe urmă trebuie să asigurăm noi sustenabilitatea și să le asigurăm finanțarea pe ceea ce înseamnă cheltuieli salariale. Iar ei vor fi pregătiți, instruiți în acest domeniu, adică să fie un personal chiar pregătit în domeniul de a mediatiza, în domeniul de a media, în domeniul de a colabora interetnic și interinstituțional. Și cred că ar fi un grad mai ridicat, profesionist, de abordare a acestor probleme. Avem aici adresa de la Institutul Național de Sănătate Publică, prin care ni s-a adus la cunoștință că în perioada 1 iunie 2014, 30 aprilie 2016, Institutul Național de Sănătate Publică implementează în parteneria cu Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate, SASTIPEN, proiectul Întărirea rețelei naționale de mediatori rom pentru îmbunătățirea stării populației rome, proiectul fiind finanțat prin granturi norvegiene acordate în perioada 2009-2016 operatori de program prin Ministerul Sănătății. Și noi, romanul, suntem
beneficiar, ne-am înscris și noi atunci. De asemenea, spune că la recomandarea autorităților publice locale au fost angajate persoanele Maxim Daniel, asistent medical comunitar, și Drăgan Alexandra, mediatoare sanitară. Acestea vor lucra până la sfârșitul proiectului, deci până în mai 2016, în echipa comunitară, urmând ca după terminarea proiectului să fie preluați de către primărie, cu suport financiar și de la Ministerul Sănătății, așa cum se plătesc tot mediatorii sanitari și asistenții medicali comunitari. Și cred că ar fi un lucru bun în implementarea acestui proiect, așa cum vă spuneam, în ideea abordării profesioniste a acestei probleme. Cu plăcere. În ce stadiu mai sunt demersurile pentru retrocedarea acelor terenuri primite de la Catacuzino Pașcani? Sunt în instanță. În zona Iașului. Sunt în instanță. Sunt în instanță procese care, după cum știți, durează. Durează foarte mult. Se dau anumite termene, se iau anumite decizii privind expertizele, se fac expertize, după expertize acestea la un moment dat sunt contestate, se propune o contraexpertiză. Este un drum destul de lung. Important să se finalizeze bine. APA SERV, înțeleg că au emis un comunicat din presă prin care anunță nemțenii și probabil și romașcani că ar trebui să fie mai atenți la consumul de apă. Noi cum stăm la Romașcani, când am trecut pe Moldova, aveam anumite probleme și dacă va scădea nivelul și debitul, ce se întâmplă cu microhidrocentrala? Intră în stand-by? Ca toate hidrocentralele din țară. Își micșorează perioada de producție. De aceea ea are două turbine, intră pe funcționarea unei turbini, intră pe program de lucru, exact cum se întâmplă și cu cea de la Bicază, exact cum se întâmplă și cu cea de la Forțe de Fier. În perioadă de secetă mare se efectuează un program de lucru, în perioadă de inundații se deschid batadourile, deci există un program și un regulament de funcționare care este monitorizat și european. Vreau să vă spun că hidrocentrala noastră este monitorizată și de francezi și ei intervin prin laptop pe care l-au acolo cu programul, în programul de aici, sigur în colaborare cu noi, pentru că ei asigură 2 ani de zile mentenanță, funcționare și sunt specialiști în domeniu. Deci suntem în strânsă legătură și conform legislației respectăm toate normele. Și cu apa la robinete? În momentul de față nu e un pericol iminent, să spunem. Dar dacă starea de secetă continuă, sigur că se pot ajunge și la anumite decizii. Dar sperăm că nu o să fie acolo. Problema și pentru agricultură, eu m-am întâlnit săptămâna trecută și cu 2 mari agricultori din zonă și vă spun că sunt foarte îngrijorați de ce se va întâmpla în acest an, existând zeci și sute de hectare însămânțate în care sămânța n-a germinat, se află între bulgări de pământ uscat, seceta nu e bună, după cum nici ploaia în exces, inundații nu sunt bune, chiar eram contrariat. A venit un cetățean din zona comunei Doljești și îmi spunea că în zona Buienești, Rotunda, a plouat de la inundat curțile și că nu erau mulțumiți. Dimineața mă întâlnim cu acei agricultori care spuneau că sunt nebuniți, că nu plouă, știi? Suntem într-o perioadă și vremea e dată peste cap a contrastelor. Se întâmplă astfel de lucruri. Sigur că dacă lucrurile se accentuează negativ, va trebui să gândim, să convocăm Comitetul pentru Situații de Urgență și să luăm decizii. Da, era la un moment dat acea discuție cu acea conductă de la Timișești, s-a mai discutat în urmă cu vreo 2... Nu de la Timișești. Este discuția și este prins în master planul al doilea pe care APA SERV vrea să-l lanseze. Deci a fost primul master plan cu rețele de apă. Vorbesc la noi, la Roma, nu vorbesc pentru tot județul. Pentru cartierul Nicolae Bălcescu, cartierul Mihai Viteazu, extensie nord-est, cartierul Danu Biana și cartierul Petru Rareș și modernizarea stației de epurare. Asta am fost noi într-un somn. Într-o somnul 2, master planul de proiectele europene 2015-2020 ar trebui să fim prinși cu o aducțiune de apă de la Preoțești.
Deci o rețea pe care Apa Servu ar dori să o aducă în zonă, atât pentru alimentarea municipiului Roman, cât și pentru comunele care fac parte din ADI Aqua Neamț și sunt beneficiare ale serviciilor Apa Servu. Și este prins în acest master plan această aducțiune de apă, care nu este ușor de făcut, pentru că ea vine pe o lungime de circa 80 de kilometri, dar care are avantajul că ar aduce apa prin cădere. N-ar avea pompări și consum electric până în Roman, ceea ce ar fi un avantaj. Totul depinde de începerea executării, aplicării fondurilor europene. Pentru că ți-am mintit organigramă, am avut niște cunoștințe care m-au întrebat despre concursurile de angajare de la Primăria Roman și printre, de fapt, primul lucru a fost dacă sunt sau nu aranjate concursurile din Primăria Roman. Da. Toate concursurile sunt aranjate, în sensul că se pregătesc documentele de înainte, se anunță bibliografia, nu lăsăm nimic la voia întâmplării, și vrem să respectăm legislația la sânge, toate lucrurile să fie bine aranjate. Iar în cadrul propriu-zis al concursului, singurul lucru care convernează este competența. Adică, ești bun, intri. Nu ești bun, nu intri. Eu am spus întotdeauna că fiecare om trebuie să dovedească și prin cunoștințe, dar și prin voință, prin implicare, la locul de muncă că este bun. Și de-a lungul timpului eu am luat anumite decizii în Roman, după cum știți. Anumiți șefi de direcții n-au mai fost șefi de direcții, anumiți șefi de servicii n-au mai fost șefi de servicii, anumiți șefi de birouri n-au mai fost șefi de birouri și au venit alții. Și lucrurile s-au mișcat acolo unde am sesizat că lucrurile nu merg bine. Dar, în general, nu am avut sincope majore. Iar în ceea ce înseamnă un concurs, un concurs trebuie să se desfășoare în condițiile cele mai bune. Sigur că pot exista suspiciuni. Omul are latura aceasta în care dacă lui nu iese, înseamnă că celelalte nu sunt corecte. Dar am mai discutat eu cu dumneavoastră, sau nu mai țin minte, într-o emisiune, când am zis că calitatea de autoevaluare este foarte slabă la noi români. Și în general școala prea puțin promovează această valoare în care omul se poată autoevalua obiectiv, ca așa, subiectiv, știm fiecare. Și de aceea, la noi, este respectat aproape major unul din principiile lui Murphy, că fiecare tinde să-și atingă nivelul de incompetență. Dar, tocmai că comisiile sunt formate din mai mulți membri, căutăm să asigurăm o transparență și o obiectivitate foarte clară. Toate concursurile sunt afișate în presă locală și regională. Toate concursurile sunt puse pe site, la avizierul public. Lucrările sunt configurate pe două aspecte. Lucrări scrise și interviu. Astfel încât să îndepărtăm cât mai mult de speculații. Sigur că un grad de subiectivism poate exista. Acesta cel mai mult poate apărea, de exemplu, la interviu. Unde contează foarte mult cum te prezinți, cum vorbești, cum comunici. Și de aceea, mai puțin în România, dar în țările dezvoltate pe Human Research, există adevărate cursuri și școli de a învăța pe cei care caută un loc de muncă cum să se prezinte și cum să activeze în cadrul unui interviu. A spune două lucruri și a se părea că ai spus nu știu ce adevăruri nedescoperite până atunci, este o latură puternică de subiectivism și foarte mulți dintre noi o avem. Dar de aici până a te evalua, autoevalua mai bine zis obiectiv, este o mare diferență. Și atunci, în general, avem această latură umană, subiectivă, în care dacă n-am luat un concurs, să spunem, a fost aranjat concursul. Dar nu să spunem, domnule, uite, eu cred că nu m-am pregătit suficient de bine și nu m-am ridicat la înălțimea pretențiilor acelor concurs. Și cu asta cred că am spus tot despre ce subiect. Înțeleg că sunt niște cercetări asupra modului în care s-au efectuat plăți sau lucrările la școala 5 la corpul A de la Roman Vodă nu. Prin banca...
de investiții, nu. Așa a apărut în... N-a fost în bancă. În primul rând că n-au fost făcute prin banca de investiții. Nu fac parte din acele școli care sunt verificate în județul Neamț. A. Nu. Sunt prin Ministerul Educației. N-au nicio treabă cu Banca Mondială și cu Banca de Investiții, cum s-au făcut celelalte din zona Romanului, a scris presa în ziar așa, și atunci se poate interpreta, din zona Romanului și în special în zona Piatra Neamț. Deci școala 5 și corpul de la Roman Vod au fost prin Ministerul Educației, da? Nu au treabă cu... Fonduri europene, prin minister, da? N-au treabă cu Banca Mondială, n-au treabă cu investiții. Haideți să nu băgăm lucrurile care nu există. Avem destule pe a noastră, mai băgăm și altele care nu sunt. Deci n-au nicio treabă cu controlul cu școlii din județul Neamț. Nu înțeles. Dacă mă permiteți una. Una. De tot ce scrie presa, dumneavoastră puteți acum sau nu să vă înscrieți într-un partid? Pentru că am văzut mai multe variante. E bună întrebarea. Și o continuare la ea ca să... Eu am consultat secretarul și juristul primăriei, care mi-au spus că conform legii în vigoare pot. De ce pot? Pentru că plec din independent. Mai mult de atât, dacă eu aș fi fost acum înscris într-un partid și aș fi dorit să plec în alt partid, n-aș fi putut să fac acest lucru. Ar fi însemnat migrație politică. Mai mult mergând, practic pe ceea ce s-a întâmplat, eu m-am declarat independent pe acea ordonanță din PDL. Da? PDL-ul astăzi nu mai există. Partidul se numește PNL. O înscriere a mea în PNL ar fi pe cale de consecință, pe un traseu din două segmente și nu doar din unul, revenirea tot acolo în zona pe care eu am fost ales. Deci ambii suporți de dialog susțin acest punct de vedere. Am întrebat. Dar vom analiza și vom vedea în perioada următoare cum voi activa și cum vom lucra politic. Și era o continuare. Prefectul înțeleg că dispune acum, conform noii legi, încetarea sau nu a unui mandat de... Nu încetarea, suspendarea. Suspendarea. Cum vi se pare, prefectul până la urmă este reprezentantul guvernului în teritoriu? Adică dacă guvernul e PSD, ne așteptăm... Bun, și aici, ca și la angajări, pot exista speculații. Eu, în general, merg pe buna credință a persoanei. Iar o persoană care ocupă un anumit post, gândește de fiecare dată că dacă ia o decizie proastă, se poate duce în zona abuzului în serviciu, care este infracțiune și condamnată penal. Deci eu cred că nimeni nu s-ar grăbi să se împingă către anumite abuzuri. Cred în buna credință și, dar deocamdată nu suntem subiect a unei astfel de discuții, așa că și cred că nici nu se va întâmpla ca subiectul meu să fie, pentru că nu se încadrează în migrație politică. Da. Dacă mai sunt întrebări? Da. Nu. Vă mulțumesc frumos, vă urez o zi și o săptămână bună.